Astăzi stăm de vorbă despre campanie, stăm de vorbă despre alegeri, stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Constanța. Vorbim despre continuitate, despre proiecte. Domnule Mihai Lupu, bună dimineața! Bună dimineața! Apreciez efortul! Este, cum spuneam, mult prea dimineața pentru mine, sunt așa puțin scoasă din confortul meu și întrebarea mea este: cum decurge ziua dumneavoastră ca președinte al Consiliului Județean? De la ce oră până la ce oră? La ora 8 fără un sfert, 8 punct sunt aici și doar e startul, nu știm când se termină. Și nici sâmbătă, nici duminică. E o zi ca oricare alta, în care ai desemnat tot ce înseamnă proiecte, ai desemnat situații, ai desemnat corespondența, ai de comunicat cu toate departamentele să vedem care sunt situațiile și implementării proiectelor, funcționalitatea instituțiilor, reprezentativitate, că trebuie să și reprezinți instituția. Sunt anumite etape în care trebuie să mergi, să promovezi instituția, să promovezi proiectele, să promovezi tot ce înseamnă activitățile Consiliului Județean. Dar e o activitate care mie îmi place, pentru că am beneficiat de încrederea oamenilor acum 4 ani aproape și zic eu că m-au onorat și m-aș fi obligat să am o astfel de atitudine. Astăzi, de exemplu, cum ați început ziua? Și ce urmează să se mai întâmple pe parcursul acestei zile? La ora 9 am semnat primul contract pe POR de finanțare pe eficiență energetică și consolidarea Palatului Administrativ. Deci este primul contract semnat pe eficiență energetică și consolidarea clădirilor pe această axă. Deci, practic, axa s-a deschis în județul Constanța cu acest contract. Este primul contract din județul Constanța? Din județul Constanța pe eficiență energetică, prin fondurile pe axa POR. Știți foarte bine că noi facem parte din Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est. Astăzi a venit personal reprezentantul, directoarea, doamna Mihailov. Am semnat acest contract la ora 9. Și începând de acum trebuie să aducem pavilionul într-o stare de siguranță, pentru că el este supus unui grad de erodare și riscul seismic este destul de ridicat. Dar cel mai important este vorba că eliminăm costurile de funcționare. Eficiență energetică va însemna și energie verde și va însemna și îmbunătățirea fluxului în cadrul clădirii și, nu în ultimul rând, utilitatea clădirii va fi mult mai bine fundamentată. La ora 11 mergem, pentru că un proiect drag mie, în sfârșit s-a întâmplat. Este vorba de deschiderea unei biblioteci periferice, pentru că a fost și o nemulțumire, dacă știți bine, când a fost protestul oamenilor de la muzee și din cultură, că nu sunt biblioteci periferice. Eu nu i-aș spune bibliotecă periferică, este o extindere a bibliotecii Ineroman în zona de vest al Bătianu, mai corect spus, unde vom găsi și cărți, vom găsi și laptopuri. Mulțumim Fundației World Vision pentru donație, pentru că au fost foarte prompt și au venit în sprijinul ăsta, mai ales în această perioadă, pentru că au fost mulți copii ucrainieni și la bibliotecă și au fost susținuți. Mai departe sunt și altele, dar asta este prima parte a zilei. Revenind la prima parte, semnarea acelui contract pentru eficiența energetică, urmează și alte clădiri ale aflate în subordinea Consiliului Județean să beneficieze? Ați depus? Urmează să depuneți? Gândiți-vă că noi avem, va intra și în această categorie de consolidare și Muzeul de Istorie, și care cu siguranță va cuprinde și acest proiect de eficiență energetică. Este un proiect, ca să spunem despre ce proiect, este un proiect de 11 milioane, aproape 12 milioane de euro costă numai acest proiect de reabilitare a pavilionului și dincolo la muzeu la fel și alte clădiri care sunt de patrimoniu. Toate au în spate o muncă a direcției de proiecte care ducă la eficientizare și mai ales siguranța acestor clădiri de patrimoniu.
Domnule președinte, cum caracterizați acest mandat al dumneavoastră? L-aș împărți în două. Unul în care am fost lovit din toate direcțiile de către o gașcă de oameni care au ocupat Partidul Național Liberal. O gașcă care practic este un grup de interese în frunte cu președintele Bogdan Hoțucă și cu ceilalți care și secundat de Mitroi, care au vrut și au impus oamenii la început de mandat și director la spital și director la drumuri și director la DGSP și în alte zone, care practic au confundat activitatea de manager cu activitatea politică. Deci nu a fost un mandat liniștit. Nu a fost deloc un mandat liniștit și atunci eficiența acestui Consiliu Județean nu a fost la parametri pe care mi-aș fi dorit. Odată cu conflictul clar al meu, pentru că eu am altă direcție, jurământul meu a fost față de cetățeni, nu față de un grup de interese, am intrat în conflict, s-a dorit efectiv fizic eliminarea mea, știți foarte bine prin ce am trecut, 4 dosare anul trecut care nu au avut niciun fundament, toate au fost clasate și mai departe, fără nicio justificare, fără nicio analiză, știți foarte bine că mi-a ridicat sprijinul politic, nici măcar după terminarea tuturor acestor dosare n-a avut decența președintele Hoțucă și împreună cu Mitroi, pentru că i-au pus la cale și mă întrebați și la dumneavoastră de cum vreo 2-3 ani de zile, sunteți sigur că vă mai susține partidul pe dumneavoastră? Că Mitroi își dorește să fie președinte? Era o discuție. A fost o discuție și nu numai dumneavoastră mă întrebați, m-a întrebat toată lumea. Dumne, uite, Mitroi a dorit și dorește să fie președinte. Și atunci lucrurile acestea cred că au toate șicanele, toate aceste piedici care au culminat cu opoziția Partidului Național Liberal față de proiectele județului și la ultima ședință s-a văzut clar obediența consilierilor județeni care au votat împotriva DGSPC-ului, împotriva unor seminariști, care au votat împotriva și iată cea mai mare criză care cred că nici când era în insolvență. Compania județeană de drumuri n-a traversat o astfel de criză. Au decapitat efectiv compania județeană de drumuri, lăsând-o fără administrator, fără manager. Ieri s-a terminat mandatul acestora și s-a încercat o formă ilegală de a numi alți administratori. Ori legea care guvernează această companie și guvernează activitatea societăților cu capital de stat, toate aceste numiri se fac printr-o selecție, conform ordonanței 109, printr-o procedură de selecție a administratorilor, printr-o procedură de selecție a managerilor, PNL-ul, împreună cu alți consilieri rupți din PSD și cei care, așa zis, pro-România, care, eu zic, au fost împotriva județului, au votat să nu numim acest, să nu declanșăm procedura. Și atunci a rămas o companie în aer în care nu mai ai cum să dai salarii la oameni, nu mai cum să-ți onorezi contractele pentru că n-are cine să semneze, nu mai cum să semneze nicio situație de plată ca să poți să încazezi pe muncă. Dar nu există directori interimari? Sau cine asigură acum conducerea? Păi n-ai cum, pentru că toți directorii au fost la vremea respectivă puși interimari. Și interimatul a expirat pentru că 12 ani de zile atât așa a vrut PNL-ul prin interese cu neamurile care sunt angajate pe acolo și să le protejeze și prin Consiliul de Administrație să fie un vector politic. Eu am cerut depolitizarea foarte clară și am văzut eficiența acestei companii. Sunt oameni care au acest obiect de activitate în PNL, care doresc să pun mâna pe cariere, care doresc aceste proiecte pentru drumuri care sunt. Aveți dovezi în acest sens? Se știu, nu trebuie să vin cu dovezi. Sunt oameni care au interes și care au ca obiect de activitate ceea ce face drumul. Și așa că acest proiect nu a trecut, pentru că el practic dă, și asta este convingerea mea, dă greutate desfințării unei companii care ar fi trebuit să ne asigure siguranța pe drumurile județene, să fie desființată și oameni de afaceri din PNL să pună mâna pe această companie. Nu mă puneți să dau nume, le știți mai bine decât mine. Nu mă puneți să dați să companii. Știm speculații, discuții din... Eu am spus, cercetați, sunteți ziariști și vedeți cine este în spatele această treabă asta.
În aceste condiții, mai care e următorul pas? Că următorul pas, rămâne în aer, dacă compania, nu se aprobă declanșarea procedurii ăsta, nu, ea se va rezolva. Și toți oamenii aceia și toate vor lucrările demarate? Vor fi toate abandonate. Bun, nu ați avut un mandat liniștit, este clar. Care a fost cea mai dificilă chestiune de gestionat? Înțeleg acum că este aceasta cu drumurile. Asta este destul de cruntă și mai e încă una foarte, foarte, foarte dură. Noi am făcut niște eforturi fantastice a Consiliului Județean să dăm fondurile necesare pentru degea SPC. Am creat, am construit acele case tip familial și centrele de zi pentru suport pentru persoanele aflate în dificultate. Vorbim de copii abandonați, de persoane în diverse locații și aici nu sunt puține. Nu putem să le facem funcționale pentru că domnii de la domnii liberali nu au vrut să voteze organigramă. N-avem cum să-i punem pe oameni. Efectiv, ai Dorobanțu cu Bălcescu, ai Lumina, ai Murfatlaru, ai Chernogenu, sunt mai merge Dia, ai Orizontul care l-am închis și trebuia automat, aprobând organigrama, să punem terapeuți, să punem oameni care să funcționeze să fie funcțional pentru că, acele centre, da, mă rog, acele da, case. Da. Nu s-a putut și a lăsat în aer această investiție. Deci gândiți-vă să fie împotriva acestor persoane oropsite. Despre ce oameni, despre ce discutăm astăzi? Că mai vrei să dea votul. Pentru ce să mai dați vot liberal când tu ai fost împotriva? Un cămin bun al seminariștilor, care este din 2007, dat spre folosință. S-a expirat termenul de folosință și am venit cu un proiect de hotărâre să dăm în folosință pentru următoare perioadă. Spuneam că nu era seminariști, că domnul Mitroi are ceva cu preoții, da? Și domnul Hoțuc. Erau acolo discuții că n-ar fi seminariști, că ar fi niște doamne de pe lângă biserică. Erau discuții. Asta s-a rostogolit în spațiu public, ca justificare. Nu e adevărat. Și toți tinerii la seminar sunt acolo. Indiferent cine ar fi. Îi dai afară din casă? Noi, de exemplu, la Eforie, e o hotărâre care e total abuzivă. Sunt niște case de la sanatoriu care, printr-o hotărâre dată de prin timpul Nicușor, spune că persoanele sau succesorii lor, pe perioada cât trăiesc acolo, nu pot fi dați acasă, afară. Am încercat și după aia mi-am dat seama unde arunci oamenii. Îi arunci afară, în stradă? Și atunci ne întoarcem aici. Era liceu agricol. Poate stăteau și profesoare, dacă apropo de femei, da? Acum trebuie să-i dai afară. 100 și ceva de seminariști trebuie să-i dai afară pe drumul. Așa a vrut domnul Mitroi, că nu este susținut de preoți. Este principalul dumneavoastră contracandidat în această bătălie electorală? Nu este principalul. Eu sunt deranjat de liberali. Pentru că liberale, în loc să vină cu niște argumente, cu toate lucrurile și un proiect și un program foarte clar, au împins în față un om mediocru, total nepregătit, și printr-un comportament atât de abuziv, duceți-vă la Corbu să vedeți cine face campanie, cine monitorizează campanie. Un om care a ieșit din pușcărie, da? Ok, e reabilitat, dar l-a omorât un om și supraveghează organizația PNL la Corbu și obligă că se ducă toată lumea. Doi, instituții, companii de stat, da? Compania Oil Terminal, 200 de oameni în frunte cu directorul general, mai nou, nu el, directoare de dezvoltare, coordonează campania. Și toți în slujba lui Mitroi. Raja, da? Raja. Ieri, vezi poze, Mitroi ce a făcut un rezervor el la Tufan. Ce treabă ai tu cu rezervorul ăla? Că alea sunt fondurile pe care noi, Consiliul Județean, le-am aprobat prin AGA ca să duci spre dezvoltare, nu numai acolo. Să știți că nu, informațiile acestea pe care le furnizați dumneavoastră, n-aveam habar despre ele, le au fost și publice acum și tot, da? De la dumneavoastră. Păi că au fost publice, eu am citit și eu în ziare, despre, și cu nume și prenume, salariații Oil Terminal, angajați persoane care sunt scoase. Eu am fost director la Oil Terminal și n-am scos pe nimeni din producție și duc acolo.
Știți? În campaniile mele și am fost director atunci. Știți cum este? Dumneavoastră ați fost director, îmi cer scuze, dar zâmbesc așa, nu știu cum e viața asta. Ați fost director la Oil Terminal și în locul dumneavoastră a rămas un domn în care ați avut mare încredere. Până la momentul acesta, al alegerilor, când, na, al campaniei, când Nu, e lucrurile... mai veche problema, pentru că nu e de acum. Problema a fost că, da, am avut încredere și cea mai mare problemă a fost spitalul. Asta pe mine mă lasă rece. Cea mai mare problemă a fost spitalul, că i-am atras atenția că sunt mari probleme la UPU, că sunt mari probleme cu atenție față de îngrijirea pacienților. Sunt mari probleme de comportament al personalului contractual. Pe ce bază? Care sunt criteriile? Și am mai spus-o. Un prieten bun de viață, nu, are 70 de ani, avea simptome de preinfarct, l-a trimis la spital, a stat 12 ore. Din năvodare omul. 12 ore a stat în UPU, nimeni nu l-a băgat în seamă și a sunat și a plecat la spitalul militar. Și când i-am spus despre ce medic este vorba, zice, păi e contractual și nu o să mai prelungim contractul. E, vina, clară, este a președintelui Consiliului de Administrație care avizează aceste contracte și a directorului medical care implementează strategia și coordonează tot actul medical din. Sigur și managerul are vina lui. Dar când vezi că ai transformat spitalul și sunt nemulțumiri mari și care a culminat astăzi, zilele trecute, cu corupție, și eu am atras atenția președintelui, acestui om care a investit enorm de multă încredere, că haide să facem o treabă pentru cetățenii ăștia, nu ne facem pentru să devină personal obedient nou. Și când vezi astăzi că se ia bani și de la morți. Când vezi astăzi că nici doctorul Grasa, care este în spital de atâta timp, nu și-a permis să facă poze, să arate, uite ce bun candidat sunt, a avut decența și corect a procedat să nu facă acest lucru. Când eu, care sunt președintele Consiliului Județean, nu m-am dus niciodată ca să elimin măcar idee de a-mi face campania acolo. Doar acum, când am intervenit, pentru că nu puteai să mă intervii, și vezi că tu, director medical și cu alți medici din spital, vezi și faci poze pe scările și intri prin tot spitalul ăsta cu mitroi, despre ce vorbim astăzi. Ați intervenit la spital în sensul că le-ați solicitat să plece? Pentru că am solicitat că acest nu incident. Este un element de corupție. Nu vorbim de altceva. Și doi, cine a adus acel personaj care a mai fost condamnat și l-a pus în această zonă? Acum am aflat, unul din cei care reținuți și a avut acum 3 ani. Are antecedente? Da. Și tu nu e nicio măsură. Bun, eu n-am pârghile necesare. Dar tu, manager, puteai să-i demiți? Tu, președinta Consiliului Administrației, puteai să-i demiți? Eu am cerut o anchetă. Asta e pârghia mea a corpului de control. Și mai departe, în baza acestui rezultat a corpului de control și analizei clare, vom merge mai departe. Dar toate aceste persoane au fost create într-o structură obedientă președintelui Consiliului de Administrație, lui Sorin Ciuturean, să spunem cu subiect și predicat. Și angajările contractuale, și fie vorbim de medici, de asistente, toate au fost în coordonarea lui și toți astăzi culegem roadele unei așa zise administrări a Spitalului Județean. Dacă mai câștigați un mandat, că acum mai sunt câteva zile și lumea merge la vot, ce veți face cu toate aceste chestiuni pe care le-ați enumerat? Nu voi avea pârghia necesară să numim alt consiliu de administrație. Îi schimbați pe toți? De la, nu știu, spital, de unde sunteți nemulțumit? De instituțiile pe care le-ați exemplificat că au intrat în jocul politic în această perioadă? Da, n-aș vrea să discutăm la cald, că îl schimb pe ăla sau îl schimb pe ăla, că sunt nemulțumit că nu sunt cu mine. Nu. Eu am spus doctorului Prezaru, n-am nimic împotrivă să candidez. Foarte bine, bravo, e dreptul tău și orice persoană are voie. Păi domnul doctor, domnul director medical, când vin oameni, așa, astfel fac ture și fac poze și fac filme în spital și fac afirmații. Da, are dreptate. Acesta e managementul. Industria medicamentelor, când a zis mitroi, a cui preocupare era asta? Nu a conducerii voastre pe care o susțineți. De ce n-au plecat? Pentru că toți sunt susținuți de actuala conducere penalistă. Nu altcineva.
toți sunt susținuți acolo pentru un singur obiectiv, să-l creeze premiza ca Nitroi să iasă președintele Consiliului Județean. Caracatița asta, practic, sufocă dezvoltarea județului și nu numai la spital. Sunteți foarte contundent în declarații. Nu sunt contundent. Eu sunt foarte revoltat pentru că vezi astăzi și am provocat. Da, ne-ați provocat și la dumneavoastră să venim. Toți candidați, hai să ne așezăm la masă, să punem proiectele pe masă, să le susținem, să le argumentăm și populația să aleagă dintre noi. Nu se dorește o dezbatere. Nu se dorește, dar ba din contră, da. Îi și ascund cele două partide. Ascund candidații, efectiv nu-i lasă la dezbatere. Cel puțin pe Mitroi, după episodul Medgidia, în care s-a îmbătat și a făcut atât de grobian. Domnul președinte, vă rog, eu vă spun, mi-a spus persoana care a fost acolo. Eu nu am fost acolo, nu știu. Eu vă spun eu, nu trebuie să vă asumați dumneavoastră nimic. Spun eu. O colegă de-a dumneavoastră de presă, 5 propuneri grobiene s-au făcut ca să întrețină nu știu ce, că eu sunt mort și trebuie să duc lângă ea. Vreți să vă spun cine nu. Și tot, da? Nu. Vi le spun, da? Nu. Și atunci conducerea PNL-ului a zis, nu mai ești pe nicăieri, nu ai voie să mai ieși la interviuri, pentru că dacă ești singur pierdut. Și asta au confirmat-o și Antena 3, că au spus foarte clar că l-am invitat pe domnul Mitroie și mi s-a comunicat, a trimis că domnul Mitroie nu mai participă la nicio dezbatere. Păi să-i candidat ca să aleagă lumea? Nu trebuie să spunem adevărul. Orice s-ar supăra, cu cine s-ar supăra. Nu trebuie să ascundem adevărul, fraților, pentru că a instituit o teroare. Sunt oameni, le e frică că o să vină valul. Care val, mă, oameni buni? Păi dacă am ajuns în 2024 să-mi fie frică că vine valul și mă lovește de pereți, aici, în Consiliul Județean, o să vedeți voi de luni că vine valul și nu o să-mi vădăm afară. Amenințat și pe secretară și pe director de... Bă, în ce hal astea sunt argumentele unui candidat, unui liberal, așa zis liberal, ca să iasă el președintele Consiliului Județean? Păi gândiți-vă acum ce se va întâmpla, ferească Dumnezeu să se întâmple. Domnule președinte, dar pe dumneavoastră ce vă motivează să candidați după și să continuați? Nu îmi pasă de acești oameni, tocmai acest lucru. Nu vreau ca județul meu, orașul meu, unde trăiesc aici, oamenii să trăiască în teroare, oamenii să trăiască cu frica că vine cineva și ia pământurile cum i-a luat Mitroi, că ia toate proiectele, ca să intre în județ trebuie să plătească, ca să iasă în județ oricum plătesc, ca să primească un aviz trebuie să plătească, ca să primească autorizație. Că așa se întâmplă. Vreau ca să duc județul ăsta, proiectele acestea pe care le-am luat, pe sănătate să construim spitalul, drumurile să le dăm să fie în tot județul ăsta, nu mai stau kilometri întregi de mașini. Vreau cultura să rămână liberă așa cum am făcut-o, să construim teatru de copii, să reabilităm teatru de vară Mamaia, care oricum va intra imediat. Vreau ca județul ăsta, care are un potențial fantastic, să se dezvolte, oamenii să rămână acasă, banii să rămână aici, să aducem turiști, să creăm locuri de muncă. Lucrurile acestea se fac numai printr-o muncă și prin corectitudine, nu prin hoții, nu prin șantaj, nu prin furăciuni. Mă surprinde, domnule președinte. Și revenind la întrebarea cu ce vă motivează, am văzut sloganul dumneavoastră este decisiv pentru județul Constanța. De ce decisiv? Care este mesajul pentru constanțeni? Acela pozitiv, că de criticat contra candidații, am înțeles punctul de vedere, am înțeles... Dar nu critic, eu spun adevărul. Să mă contrazică cineva, că nu e așa. Sloganul dumneavoastră, decisiv pentru județul Constanța. Care este mesajul pentru constanțeni? Ca să închidem acest interviu. Nu, că mai am două întrebări, domnul președinte. Duminică, oamenii dau un vot decisiv. Continuitatea proiectelor, a programelor, a demnității acestui județ depinde de votul cetățenilor acestui județ. Mergem cu aceste proiecte, le construim, dezvoltăm acest județ corect, devenim oameni liberi în acest județ, nu obedienți față de nimeni, atunci cu siguranță uitați, oameni buni, de toate aranjamentele acestor partide și votați omul. Uitați-vă la un om, la comportamentul lui, la ce a făcut el în viață, ce îl recomandă ca să fie candidat. Deci de aia zic că este un vot decisiv. Ne întoarcem înapoi la carele alegorice și toate astea, sau lăsăm teatrele să-și spună cuvântul, sau lăsăm orchestrele, sau lăsăm artiștii, sau lăsăm scriitorii să dezvolte, sau îi aducem să facem din nou odă conducătorului iubit.
Dezvoltăm instituțiile sau le îngropăm? E simplă povestea. E simplu momentul ăsta. Ieșiți oameni buni în casă, 5 minute, 10 minute, a spus o ștampilă, cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom reuși să creăm o normalitate în județul nostru, pentru că e un județ bogat, un județ în care oamenii trebuie să bucure de bogățiile județului nostru. Da, e decisiv. Încă două întrebări. Prima, în al doilea mandat, presupunând că sunteți ales, care ar fi prima măsură pe care o luați în mandatul 2? O reorganizare clară a instituțiilor. În regulă. Și ați avut loc ediția a doua a festivalului de gastronomie, ne-a plăcut. Este un succes, într-adevăr. Am văzut că foarte mulți oameni au urmărit și știrile pe această temă și au și fost acolo, prezenți să se bucure de acest festival. Ce ne puteți spune de festivalul Mamaia? M-am ținut de cuvânt. 50%. Că festivalul va fi festival concurs. Anul trecut a fost un festival jubiliar. Și el va continua anul acesta ca să devină brandul Mamaia pentru extinderea sezonului. El va continua. Dar de ce am spus 50%? Pentru că trebuia să reabilităm teatrul de vară. Nu s-a prezentat niciun ofertant. Abia acum am reușit și am desemnat ofertantul. El va intra într-o operă amplă de renovare și de recompartimentare, aducere la un standard de funcționare. El oricum, astfel de evenimente, nu poate să le mai găzduiască. Amploarea festivalului va fi ca o ofertă pentru spectatori mult mai mare și ați văzut, anul trecut au fost 2500 de oameni și mai erau și pe de alături. El va trebui să ajungă la un nivel de reprezentativitate de câteva mii până la 5000 de oameni, pentru că trebuie să-i dăm amvergura acestui festival. Și va continua următoarea săptămână ca o extensie și cu festivalul de muzică populară. Tradițiile și muzica populară fac parte din ADN-ul nostru, din identitatea noastră. Astăzi, și mulțumesc doamnei director la Centrul Teodor Burada, se finalizează ofertele, că am înțeles că au fost oferte. Vor fi și contestații, pentru că sunt mulți care vor să nu se facă și ați văzut cum au votat consiliere, dar sunt și alții care nu doresc ca acest festival să se facă. Totul este transparent, totul este conform legii. Am rugat-o pe doamna director și cred că a și făcut să își ia consultanță juridică, să nu cumva să existe vreo fel de contradicție în ceea ce s-a făcut și să-și o apere de mulți rechini. Așa a făcut, cred. Și atunci festivalul Mamaia va trebui să devină un brand al Constanței, al județului Constanța, al stațiunii Mamaia. Trebuie să creăm astfel de evenimente încât să dăm identitate și culturală, nu numai prin natura serviciilor. Bun, așteptăm să se definitiveze toată această procedură, să aflăm și calendarul, să primim invitația, să participăm la acest festival. Va fi care... un festival de succes, vă asigur eu. Vă mulțumesc pentru aceste declarații, domnule președinte. Domnilor și domnilor, atât momentan, nu uitați, pe 9 iunie să mergeți la vot. De dumneavoastră depinde soarta acestui județ. Mulțumim! Vot decisiv! Mulțumesc, domnule președinte! La revedere! Să rămână, mulțumesc și eu!